Salut, bă, șacalilor, bă, ce faceți, mă? După cum vedeți, azi nu sunt în studioul meu la bogat, sunt într-un studio mai sărac un pic, și azi am o idee genială, bă, genială. Dar trebuie neapărat ca toți șacalii să dea like ca să facem 2000, bă, de like-uri, 2000. Că tot am văzut eu videoclipuri de-astea cu încerc mâncare din Malaezia. Nu încerci mâncare, te filmezi cum mănânci, asta faci, te filmezi cum mănânci. Totuși mi-au făcut și Dorian Popa să nu fac eu, mă, nu se poate așa ce. Astăzi o să degustăm o mâncare dintr-o țară necunoscută. Să-i dăm drumul. Faza e că am aici o listă pe care scrie numele mâncărurilor băstora și da, haide. Primul obiect pe care îl vom degusta este acesta și se numește, trebuie să mă uit cum se numește, se numește ous de siapus. Traducere se numește ou de iapă. Dar reșipă un pic așa, e ou de iapă, este un ou foarte... Băi, deci are un gust incredibil, mă. Bine, nu l-am gustat, dar eu vă spun de acum că are un gust incredibil. La noi se mai numește un desta roșu pe care îl spargi, știi? Dar acolo, în țara aia necunoscută, se pare că se numește ou de iapă. Și o bucățică foarte mică, este foarte concentrat, este foarte concentrat. Oh, Doamne, haide, uite-l. Mamă, cât de concentrat e, nu cred. După cum vedeți, această bucățică de ou de iapă, deci te ține toată ziua, bă, nu trebuie să mai mănânci. Foarte concentrat, o să-l gust acum. E puțin frică, dar să vedem ce gust are. Trebuie să... Nu. Este foarte bun, e... Are un gust incredibil, am stomacul, mamă, cred că am băgat 2000 de calorii deodată. O să pun deoparte ou de iapă, ou de iapă, dacă vreți să căutați în Lidl sau unde apucați voi. Următorul produs este acesta, este, să vedem cum se numește, se numește extrasus de sucus de copacos vios sau lapte. La noi se spune lapte, că noi suntem mai proști, așa acolo extrasus de sucus de copacos vios. Chiar nu pare a fi lapte, o să încerc acum să-l degust, e... Mamă, bă, deci nu numai că e foarte sănătos, bă, dar, bă, miroase a petunii, bă, mă jur, bă, deci fii atent aici, e. Bă, deci mai mare drag, bă, să treci într-o țară de aia, să bei lapte, că, mă rog, lapte, că nu e lapte, e extrasul de asta, de sucus, dar, bă, și miroase a petunii, mă, neapărat vreau să-l gust. Ok, sunteți gata? Haideți să-l gust, bateți cu mine, poc! God. Doamne, dacă aș locui în țara, aș bea numai extrasul de sucus de copacus vii. Dacă nu vă supărați, o să mai bea o gură. Simt deja cum gura miroase a petunii. Foarte tare, foarte tare. Următorul aliment este El Plăcitos Barabecos. Aceasta este Barabecos. În traducere română se numește pască. Dar deci noi mâncăm acum Plăcintos Barabecos, dar ăștia niște utării zic pască, așa că o să-i zicem pască dacă vreți. Iau lama fină și o să gust o bucățică. Aici scrie că se mănâncă direct cu cuțitul, deci o să o țin așa, se mănâncă foarte puțin. De compoziția asta, deci oamenii ăia sunt niște genii, frate. Barabecos e super acolo. E un gust foarte rafinat, parcă mă face așa să mă gândesc că mănânc pască, dar nu știu, mi-aduce așa, îmi trezește un sentiment, dar nu știu de ce. Punem Barabecos înapoi aici. Stați aici, mamă, cum se numește, mamă. Acolo în țara aia necunoscută se numește Cozonacos. Cred că se traduce Cozonac, e... O fi o coincidență de nume, nu știu, dar na. Iau o bucățică, mamă, ce ușor se taie, deci nu știu, e parcă e cozonac, serios. Cozonacus, da? Haideți să vedem ce gust are acest cozonac. Deci până și frigiderul meu, femă, e un deliciu culinar, e incredibil. Neapărat trebuie să mă duc și eu în țara aia necunoscută, e foarte... Sombrero, super bun, super. Seamănă foarte mult cu cozonacul, dar se numește cozonacul și dintr-o țară. Ok, ca ultim aliment avem apos din Vulcanos Mineralos. Dați-vă numai cum arată această apos din Vulcanos. Am auzit că în țara aia necunoscută este foarte scumpă, foarte, foarte scumpă. Deci apos din Vulcanos Mineralos, iar la noi se traduce apă de la chiuvetă. Nu știu de ce are o traducere așa. Da, pentru voi ăștia necunoscători. Haideți să vedem. O să-mi pun foarte puțină pentru că are foarte multe minerale. Ok, gata, e destul, e destul, e destul. Haideți să vedem ce gust are. O să dau pe gât pe toate deodată. Doamne, deci a mai rămas o grămadă, dar n-am putut să iau decât foarte puțin. Seamănă izbitor de mult cu apa de la chiuvetă, dar nu știu de ce. Timp e mult mai sănătoasă de sute, de zeci, de milioane de ori. Cam acesta a fost videoclipul.
Băi, deci sunt atât de retardat, mă jur. Așa cretin ca mine n-am mai fost în viața mea, mă. Deci în viața mea n-am mai pomenit așa ceva. Asta e lista, în caz de vă întrebați cum arăta asta cu omogenus, cu ouăs de iapus. Așa că nu uitați să un follow pe Instagram, acolo un like, o treabă. Pentru necunoscătorii care s-au prins, a fost o ironizare totală, dar mă rog, e. Ne vedem data viitoare și v-am pupat, bă, șaca. Trebuie să mă întind până aici. Pa, bă! Stai, cine gata de senzații tari? A? Și s-a săturat de lăutari. Cine stă ascuns sub ochelari? Zi, magician te face să dispari. Zi pe cine doare la penar. Cine-i cel mai mare tocilar? Cine-o dă cel mai bizar? Cine pula mea-i...